găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Un jandarm a fost găsit decedat la locul de muncă din zona Vidraru. Schimbarea la față a fost sărbătorită de creștinii ortodoxi. Biserica din Bughea de Sus și-a sărbat hramul. FC Argeș împlinește astăzi 67 de ani de existență. Joi dimineața, un jandarm care asigura paza la barajul Vidraru a fost găsit de colegii care veniseră să facă schimbul de tură, împușcat în cap. Se pare că bărbatul primise condamnare cu suspendare de la Tribunalul Militar București într-un dosar cu infracțiuni rutiere. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Un subofițer din cadrul Inspectoratului pentru Jandarmi Argeș a fost găsit joi dimineața la ora 7 de către schimbul de tură, împușcat în cap, în zona Vidraru. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, găsit fără viață, era în timpul programului de lucru la postul de pază de lângă baraj. El acționa în perimetrul barajului din anul 2007 și, din primele date, moartea a fost provocată de plaga împușcată. Deocamdată se ia în calcul, în primul rând, sinuciderea, dar poate fi și un accident, lângă acesta fiind găsită și arma din dotare, cazul fiind cercetat de parchetul militar. Bărbatul era tatăl unei fete de 19 ani, iar soția se află la muncă în Germania. Potrivit unor surse, luni primise o condamnare cu suspendare de la Tribunalul Militar București într-un dosar cu infracțiuni rutiere, sentința nefiind definitivă și probabil că s-a temut după decizia finală că își va pierde serviciul de la Inspectoratul de Jandarm Județean Argeș. Colegul nostru a fost găsit în această dimineață de către colegul care urma să intre în serviciu și a fost găsit în poziția aceasta, împușcat cu arma din dotare. Din câte cunosc, la acest moment avea o sentință emisă de către Tribunalul Militar București, prin care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, dar nu putem să legăm această condamnare de către împușcarea sa. Prima instanță care se pronunțase în dosarul penal deschis pe numele acestuia viza infracțiuni rutiere comise de el în anul 2018, când polițiștii au avut suspiciunea că era băut la volan, dar jandarmul nu a recunoscut că își conducea mașina, spunând că plimba câinele prin parcare. A refuzat să sufle în etilotest și recoltarea probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Colegii subofițerului susțin că gestul este inexplicabil în condițiile în care acesta avea cale de atac la decizia judecătorilor. Nu a fost găsit până în acest moment un bilet de adio asupra subofițerului sau în apropierea locului unde acesta a fost găsit decedat. În maxim 3 săptămâni vor demara lucrările de asfaltare în toate cele 3 sate din comuna Aninoasa. Ținând cont că încă ne aflăm în stare de alertă, edilul localității împreună cu administrația locală au împărțit măști de protecție cetățenilor. Pe raza comunei Aninoasa, în cele 3 sate, vor fi asfaltați 4 km de drum, iar până la sfârșitul lunii septembrie vor fi inaugurate căminul cultural și grădinița din comună. Am dat ordinul de începere pentru asfaltul 4 km jumate în comună, în toată comuna, 1 km jumate în fiecare ce sat. Da? Am dat ordinul de începere de 3 săptămâni de zile, aștept să vină utilajele, să înceapă asfaltarea. Căminul cultural, aștept să-i fac inaugurarea. Mai e grădinița, aștept să fac inaugurarea. Primarul localității Aninoasa, împreună cu administrația locală, au împărțit măști de protecție locuitorilor comunei pentru a preveni infectarea cu coronavirus. Cu pandemia mă ocup prin comună cu la ce toți cetățenii le-am dat măști, câte 4-5 basuri de măști la fiecare în parte. Fiecare persoană sau? Fiecare persoană, da, pentru că am avut 150.000 de măști sponsorizare. Edilul localității va efectua în continuare lucrări de modernizare a comunei Aninoasa. Biserica din comuna Bughea de Sus și-a sărbat hramul. Joi, preoții slujitori au oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii schimbării la față. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. În fiecare an, pe 6 august, Biserica Ortodoxă sărbătorește schimbarea la fața a Domnului. Cu acest prilej, Biserica, schimbarea la față din localitatea Bughea de Sus, și-a sărbat hramul. Biserica a fost ctitorită în 1813 de logofotul Nicolae Rucăreanu pe locul unei biserici de lemn. Preoții slujitori ai acestui sfânt lăcaș au oficiat Sfânta Liturghie. Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi. Care este și sărbătoarea parohiei noastre, hramul parohiei noastre. Știm noi, iubiți credincioși, din Sfânta Scriptură că Dumnezeu a promis lui Adam și Eva în grădina Raiului că nu-i va lăsa și le va trimite Mântuitor care să-i aducă în raiul pe care ei l-au pierdut prin călcarea poruncii, prin neascultarea lor față de Dumnezeu. Această mântuire a neamului omenesc nu putea fi făcută de om singur, ci a fost nevoie ca Dumnezeu să se facă om asemenea nouă, să ia trup asemenea nouă și prin jertfa sa de pe cruce să mântuiască întreg neamul omenesc. După învățătura bisericii noastre, Mântuitorul Hristos a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp, având, fiind o singură persoană și două firi, firea divină și firea umană. A venit ca om pentru că printr-un om a intrat păcatul în lume, printr-un om trebuia să-și iasă. Și a venit ca Dumnezeu pentru că omul nu era capabil de această jertfă de răscumpărare. Și, repet, a fost nevoie ca Dumnezeu să se facă om asemenea nouă, să se întrupeze din Fecioara Maria, să se nască în peștera din Betleemul Iudeii, să învețe pe oameni învățătura cea mântuitoare și apoi să se jertfească pe Golgota și prin învierea sa din morți să răscumpere pe om din robia păcatului. Pentru creștinii ortodoxi, schimbarea la față reprezintă o sărbătoare care amintește minunea pe care Iisus o face asupra lui însuși. Aceasta mai poartă numele de obrejenie, denumire slavă care înseamnă transformare, schimbare și datează de la începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a zidit o biserică pe muntele Tabor. Această sărbătoare începe să fie menționată în documente din prima jumătate a secolului al V-lea. Se mai spune despre această zi că este hotar între vară și iarnă. Prefectura județului Argeș continuă campania Rămâi Negativ, Acționează Pozitiv, inițiată la începutul pandemiei și informează cetățenii că a achiziționat 10.000 de măști, care au fost plătite cu banii strânși din donații. Aceste măști se adaugă celorlalte 10.000 de măști care au fost donate de către Ambasada Chinei în România. Campania Rămâi hashtag negativ, acționează pozitiv, inițiată de instituția prefectului județului Argeș, în parteneriat cu Crucea Roșie, filiala Argeș și cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, are rezultate bune în continuare. Prefectul județului Argeș și reprezentanții Crucii Roșii au recepționat o nouă sponsorizare, de data aceasta din partea Fundației Living Hope. Mulțumim mult Fundației Living Hope, care a acceptat să se alăture campaniei noastre, donând 10.000 de măști pentru protecție. Pe lângă acestea, noi am mai achiziționat alte 10.000 cu bani strânși din donații, la care se adaugă și măștile primite din partea Ambasadei Chinei.
Suntem bucuroși că există implicare civică, acest lucru oferindu-ne speranța că și în viitor vom putea derula cu succes asemenea campanii. Măștile vor fi distribuite către cetățenii din Argeș prin intermediul instituțiilor județene sau prin intermediul autorităților locale, adresabilitatea fiind în special către oamenii cu probleme financiare. În același timp, ne dorim să desfășurăm o campanie de conștientizare, vom merge în locuri aglomerate și vom împărți măști persoanelor care nu poartă, a declarat prefectul județului Argeș, Emanuel Soare. Cei care doresc să susțină această campanie pot afla mai multe informații contactând instituția prefectului sau Crucea Roșie, filiala Argeș. Sărbătoare mare în rândul credincioșilor. Sărbătoarea schimbării la fața a Domnului aduce o serie de obiceiuri și superstiții. Sărbătoare extrem de importantă în calendarul creștin-ortodox. Sărbătoarea schimbării la fața a Domnului este numită în popor și obrejenia, care semnifică o schimbare, o transformare. Ziua de 6 august amintește minunea pe care Iisus a făcut-o asupra lui însuși. A precizări legate de împrejurările care au dus la săvârșirea acestei minuni. Cu puțină vreme înainte, fiind cu apostolii în părțile Cezarei lui Filip, Mântuitorul îi întreabă pe aceștia: cine zic oamenii că sunt eu? Iar ei au răspuns: unii zic Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Eremia sau unul dintre proroci. Apoi i-a întrebat Mântuitorul: dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Petru atunci i-a spus: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. La răspunsul său categoric, Mântuitorul îl fericește pe Simon Petru, arătându-i că descoperirea aceasta vine de la însuși Tatăl său, Cel din Cer. Ziua de 6 august prevestește începutul toamnei, zi socotită hotar pentru vară. De la această dată, vremea începe să se schimbe și să se răcească. Schimbarea la fața Mântuitorului aduce și o serie de obiceiuri și superstiții. Pentru că sărbătoarea are loc în timpul postului Sfintei Marii, în ziua schimbării la față se face dezlegare la pește. Este una dintre acele zile când cerurile se deschid, iar cei aleși de Dumnezeu pot vedea porțile raiului. Tradiția spune că cei care nu țin această sărbătoare, cine spală haine, se scaldă sau doarme afară, se va usca și se va îngălbeni precum florile. Femeile însărcinate, dacă vor ține această zi, vor avea o naștere ușoară, iar copiii vor fi sănătoși. Pompierii argeșeni au intervenit în cursul zilei de joi la mai multe incendii în județul Argeș. Un incendiu de vegetație a avut loc în localitatea Leordeni. O magazie din localitatea Căldăraru s-a făcut scrum, iar în localitatea Uda, două construcții au luat foc. Mai multe incendii au izbucnit în cursul zilei de joi. Pompierii militari au intervenit în localitatea Leordeni pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Au ars aproximativ 2000 de metri pătrați de vegetație uscată și mărăciniși. În localitatea Căldăraru, de la un incendiu de vegetație uscată, a luat foc o magazie. Au intervenit pompierii militari pentru a stinge incendiul și pentru a asigura măsurile specifice de siguranță. Un alt incendiu a avut loc în localitatea Uda, unde două construcții au luat foc. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Că avem drumuri pline de gropi atât în țară cât și în județul Argeș nu este o noutate pentru nimeni. Pe strada Cuza Vodă, din Câmpul Lung, s-a format o groapă de dimensiuni considerabile, atât în diametru cât și în adâncime, care pune în pericol orice autoturism care circulă prin acea zonă. Capcana ascunsă pentru șoferii care circulă pe strada Cuza Vodă din municipiul Câmpul Lung. O groapă adâncă a rămas în urma executării unor lucrări de canalizare. Chiar dacă a fost acoperită, lucrarea este departe de a fi finalizată. După ce mașina de gunoi a trecut prin acel loc, în urma ei a apărut un crater care pune în pericol orice autoturism. Deși pare o groapă aparent obișnuită, adâncimea craterului va înghiți cu siguranță roata autoturismului. Până când autoritățile locale vor lua măsuri, cetățenii din zonă au semnalizat groapa cu ce au avut la îndemână.
CS Mioveni mai are o șansă pentru accederea în primul eșalon fotbalistic al țării. Miercuri, la sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a barajului pe care echipa argeșană îl va disputa în dubla manșă în datele de 9 și 12 august. Miercuri 5 august, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a barajului de menținere promovare în Liga 1. CS Mioveni va fi reprezentant al Ligii a doua la baraj după ce a reușit să încheie pe locul al treilea play-off-ul competiției. Federația Română de Fotbal a decis trecerea la 16 echipe în Liga 1, prin urmare nicio echipă nu retrogradează direct, iar ultima clasată, Chindia Târgoviște, va disputa barajul pentru promovare-menținere în Liga 1. Casa primului meci, pentru meciul scurt. Va fi clubul de Liga 1. În data de 9 august, clubul care va reprezenta la barajul de menținere în Liga 1 din această categorie competițională va fi clubul de Liga 1. Pe care de consecință, CS Mioveni va fi echipa care va disputa în deplasare primul joc. În urma tragerii la sorți, reprezentanta Ligii 1 va găzdui manșa tura barajului în data de 9 august. Returul va avea loc 3 zile mai târziu la Mioveni pe 12 august. Orele de start vor fi comunicate la o dată ulterioară. Moment de sărbătoare pentru fotbalul argeșan. FC Argeș împlinește astăzi 67 de ani de existență. Iar cel mai frumos cadou făcut suporterilor este promovarea în Liga 1, după o absență de 11 ani. Clubul a fost fondat în anul 1953 sub numele de Dinamo Pitești, debutând în prima divizie în anul 1961. A fost una din echipele de vârf ale anilor 70, reușind să câștige două titluri de campioană în anii 1972 și 1979. Echipa a renăscut sub numele de SCM Pitești, după care, după rezolvarea unor formalități legale privind marca, și-a luat numele de FC Argeș. După promovarea echipei în eșalonul secund al fotbalului românesc în sezonul 2016-2017, argeșenii au petrecut 3 ani în Liga Secundă. FC Argeș a reușit promovarea în prima divizie la capătul sezonului 2019-2020, după 11 ani de pauză. Piteștenii au obținut in extremis promovarea după ce Rapid a egalat-o pe Turis Oltul Turnu Măgurele, în al 7-lea minut al prelungirilor, scor la care teleormănenii au rămas în Liga Secundă, iar FC Argeș a promovat direct. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, dar e posibil să și plouă. Temperaturile, în schimb, se mențin la fel de ridicate ca și în zilele precedente. În nordul județului avem la Nucșoara temperaturi de până la 27 de grade Celsius. La Corb și la Domnești avem 29-30 de grade, iar la Câmpul Lung se vor înregistra temperaturi de până la 29 de grade. În sudul județului, chiar dacă și aici e posibil să plouă, avem temperaturi și mai ridicate de până la 35 de grade Celsius. De asemenea, piteștenii se vor bucura de vreme predominant frumoasă cu temperaturi de până la 34 de grade. Și în județul Dâmbovița avem temperaturi ridicate, însă și aici sunt așteptate precipitații. În nord, temperaturile se vor încadra între 26 și 30 de grade Celsius, iar în sud avem maxime de până la 34 de grade. La Târgoviște se vor înregistra temperaturi de până la 32 de grade Celsius. La noapte avem câțiva nori pe cer la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 14 și 15 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, vreme predominant frumoasă, însă vor mai apărea și câteva precipitații, iar temperaturile ating valori de până la 29 de grade. Weekendul vine de asemenea cu vreme frumoasă, fără precipitații și cu temperaturi de până la 28 de grade. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și o seară liniștită!